Da, și noi ne întoarcem la ședința de coaliție, acolo unde, după cum vă spuneam, sau cum vă spunea Marina de altminteri, au fost și discuții pe subiectele economice, pentru că alea, de fapt, ustură cel mai mult. Acolo, cum îi spuneam domnului ministru, este bubița. Marina Cioacă este din nou la telefon. Bun găsit, Marina! Până la urmă, aici este de fapt subiectul principal al acestei coaliții, respectiv să înțelegem ce anume se întâmplă acolo. De ce? Pentru că avem noi așa un deficit foarte mare, avem încă inflație mare, chiar dacă este în scădere, și cel mai important este că sunt acele discuții interminabile pe subiectul ce se întâmplă în 2025, când trebuie să deconteze toate aceste lucruri care s-au întâmplat în 2024, mă refer la mărirea pensiilor, acela care a fost cu indexarea mare și, desigur, cu taxele și impozitele, adică de unde vine venitul. Marina, aici este întrebarea cea mai mare, ce se întâmplă în 2025? Bine te-am regăsit, Marina. Bine te-am regăsit, Mirs, bun găsit, doamnelor și domnilor. Așa cum spuneai și tu, din 2025 vine nota de plată pentru toată această țopăială fiscală, cum spunea chiar președintele Klaus Iohannis la un moment dat. Ei bine, Mirs, ședința de astăzi s-a axat mai mult pe teme economice, dincolo de temele politice despre care vă vorbeam. Asta pentru că bugetul României nu arată foarte bine în acest moment. L-au văzut și cei de la Comisia Europeană și ne-au cerut un plan să reducem deficitul bugetar, care în acest moment se preconizează că va ajunge la undeva la 7%, poate chiar la mai mult de 7%, deși noi ne-am asumat un deficit puțin de peste 5%. Este practic imposibil. Ne-au atras atenția și de la Comisia Europeană și ne-au recomandat să venim cu măsuri. Iar sursele mele din această coaliție care au participat la ședință mi-au transmis că s-a discutat despre planul fiscal care trebuie trimis de Marcel Boloș la Comisie până pe 15 octombrie. Atenție, avem și deadline. Acest plan va cuprinde o reducere a deficitului pe 7 ani, să ajungem la 3% în 7 ani, pentru că nu ar trebui să ajungem în 4 ani, iar România nu își permite pentru că sunt puse investițiile în pericol, spun sursele mele. Acest plan trebuie să fie gata până la 1 septembrie. Deci, în prezent, Marcel Boloș a primit un termen 1 septembrie și trebuie să găsească și metodele prin care să reducă aceste cheltuieli ale statului. Deci, vor fi afectați cei ce lucrează la stat. Statul trebuie să-și reducă toate cheltuielile pe care le are, în special cu aparatul bugetar. Iar sursele care au participat la această ședință mi-au spus că planul nu va cuprinde în niciun caz creșterea TVA sau alte creșteri de taxe. Acum, pentru că de la anul din 2025 știm foarte bine, toți economiștii spun că țara noastră nu poate rezista în acest rând cu un aparat bugetar extrem de mare, istoric am putea spune, fără a veni cu noi taxe sau fără a le crește pe cele deja existente. Da, mulțumesc foarte mult, Marina, și aici este de fapt cheia, domnule ministru, pentru că orice analiză economică ne arată că sunt trei factori sau trei consumatori foarte mari de buget în sistemul bugetar, și anume administrația locală în primul rând, după care sistemul de sănătate, după care sistemul educațional. Acum, în sistemul de sănătate și în sistemul educațional nu putem tăia, pentru că, din contră, acolo sunt nevoie de investiții care, evident, au nevoie și de oameni, căci nu poți să faci investiția și să nu ai oameni. Rămâne aparatul, iar aparatul central asta cu domne mai tăiem de la ministere, asta e populism, pentru că în cifre absolute sunt cifre mici. Sigur, sunt importante, dar aparatul local este cel care papă cel mai mult. Cum va putea să vină cu un plan până pe 15 octombrie, adică înainte de alegeri, Marcel Ciolacu, în condițiile în care autoritatea locală, primarii, județele și așa mai departe, sunt cele pe care se bazează pentru a putea, nu-i așa, PSD-ul să câștige alegerile? Obiectivul pe care Marcel Ciolacu îl are până
și urmează să fie prezentat pe 15 octombrie la Comisia Europeană este de diminuarea deficitului bugetar. Această diminuare a deficitului bugetar se poate face prin două metode. Una, cum spuneai, prin scăderea cheltuielilor, ceea ce e un obiectiv mare pe care îl agreăm cu toții și ministrul Boloș va trebui să vină cu o propunere în acest sens, dar o altă metodă este normal, este normal Boloș, pentru că PNL-ul. Nu, este normal să vină ministrul Boloș pentru că toată această structură aparatului bugetar și informațiile privind numărul de posturi, posturile neocupate, fiecare buget în parte, e în mâna Ministerului de Finanțe. Și o altă metodă... Nu e, că de exemplu aparatul local este, nu, la alt minister, nu la Ministerul de Finanțe. Este adevărat, dar datele sunt centralizate. E la Ministerul Dezvoltării, parcă și ceva cu, nu? Parcă acolo e. La Ministerul Dezvoltării este adevărat, dar datele... Domnul Criciu de la PSD, dar fost ministru de Finanțe. Ministrul Criciu e la fonduri europene, deci nu are... A, scuze. Cine e la dezvoltare atunci? Este Adrian Veștea. Ok. Da. Iar o a doua metodă este ține de creșterea acestor venituri bugetare și creșterea nivelului de colectare, unde iar ministrul Boloș are toate instrumentele în mână să vină să facă acest lucru. Am spus și vom continua să spun. Doar că nu reușește. Dacă ne uităm doar pe primul trimestru al lui 2024, unde avem deja cifre închise, vedem că, de fapt, ritmul de colectare scade, pentru că am închis cu 27%, iar pe primul trimestru am avut 24%. Eu sunt sigur că nu vom avea în această discuție subiectul a reușit sau nu reușit, pentru că atunci vorbim de altceva. Și nu cred, sincer, eu personal... Cred că ministrul Boloș are și oamenii și competența necesară să vină cu acest plan, să impună reguli foarte clare celor din ANAF pentru a crește acest nivel de colectare. Vedeți că și aici este, vedeți, domnule ministru, că și aici de fapt se creează un paradox. Nu-l scuz pe domnul Boloș, că nu sunt Boloș nu e pe lista mea de felicitări de Crăciun. Dar în același timp trebuie să recunosc că în momentul în care îi spun, domne, ai nevoie să faci ceva astfel încât să crească colectarea, aparatul de la ANAF nu funcționează, trebuie să faci mai multă digitalizare, trebuie să faci mai multe inspecții punctuale acolo unde trebuie. Și el o să vină și o să-mi spună, da, dar eu nu pot să fac inspecții cu 3 oameni cât am la ANAF inspectori. Am nevoie de oameni. Nu pot să ai oameni pentru că trebuie să tăiem oameni. Deci apare un paradox, vedeți. Știți cum e? Fiecare ministru are în mână are instrumentele necesare cu care, pe care să le propună pentru a-și îndeplini acest obiectiv. Eu cred că această creștere a nivelului de colectare e un obiectiv mult mai important decât să vii să spui că mai ai nevoie de 2 oameni sau 3 oameni. Credeți-mă că știu personal oameni care au lucrat în Ministerul de Finanțe, care au lucrat în ANAF, care sunt detașați în alte ministere, pot fi detașați înapoi, nu cred că asta e o problemă. Okay. Nu este o problemă. Amândoi însă știm amândoi din experiență că dacă facem toate aceste lucruri, rezultatele vor apărea, dacă le facem acum, azi, rezultatele vor apărea în 2026. Avem nevoie de 6-8 luni pentru implementare și abia în 2026 am rezultate. Deci eu degeaba fac acum în 2025, eu trebuie să cresc taxele. Rezultatele trebuie să apară în 2025. Și sunt și alte... Dacă vă uitați bine la structura bugetului, o să vedeți că sunt cheltuieli temporare în acest buget, care pot fi diminuate începând cu 2025, prin măsuri care pot fi luate. Și eu sunt sigur că ministrul Boloș știe la ce mă refer. Și atunci, prin acest plan, pe 7 ani și nu pe 4, așa cum au vrut alții, noi putem încă să spunem... Încă neaprobat. Care trebuie aprobat, bineînțeles, se negociază, dar să știți că nu suntem... Nu, adică elementul ăla de 7 ani încă nu e aprobat. Nu suntem singura țară. A Guvernului României... Da, e adevărat. Aici, într-adevăr, nu suntem singura țară care venim să propunem această diminuare cu 7 ani. Iar noi, socialdemocrații, venim și spunem un singur lucru. Nu vă atingeți de TVA și de costul forței de muncă. Pentru că acolo
Este linia roșie pe care nu ne atingem de TVA. Perfect. Nu ne atingem de TVA, dar atunci ne atingem de cota unică. Mi-aduc aminte un ceva ceea ce a spus domnul Ciolacu și a zis, domnule, dacă liberalii consideră cota unică ca fiind linie roșie, foarte bine, păstrăm cota unică, dar atunci o facem unică. Și asta ar însemna creșterea impozitului pe venit de la 10 la 16%, respectiv cel pe dividende de la 8 la 16%. Avem un calcul foarte simplu. Deja știți foarte bine că suntem la un nivel de taxare a forței de muncă undeva în partea superioară la nivel european. Creșterea și mai mare acestui nivel de taxare va aduce două elemente. Odată va aduce o potențială reducere a numărului de angajați, doi, o creștere a emigrației. Nu ne dorim așa ceva. Tocmai de aceea venim și spunem că această taxare a forței de muncă trebuie privită cu foarte mare atenție, pentru că poate fi toxică și are un efect contrar a ceea ce ne dorim. Și atunci rămâne cota progresivă. Haideți pe care PSD-ul o susține deja de câțiva ani. Bogdan, nu pot să nu, având în vedere că l-am avut atât de mult pe Boloș în gură, nu pot să nu-ți dau ocazia să spui și să-ți exprimi și sentimentele tale frumoase de om care de-abia așteaptă să-i trimită o felicitare de Crăciun domnului Boloș. Domnule, tocmai asta e, că nu o să-i trimit nicio felicitare de Crăciun. Problema este că domnul Boloș, manevrat de niște inși din Ministerul Finanțelor, a făcut enorm de mult rău economiei românești. Că de asta nici taxarea n-au adus mai mulți bani la buget, nu s-a întâmplat. În schimb, de unde eram locul întâi la IT în Europa, la numărul de IT și la 1000 de locuitori și locul 6 în lume, lucrurile se schimbă. În construcții, suprataxarea aia a făcut foarte rău, fiindcă pierzi personalul cu altă calificare, ingineri și maestri. Și a scăzut în același timp și numărul de contracte de construcții civile, altele decât cele ale guvernului. Absolut, absolut. Șansa nu este în banii guvernului, ci în banii privați, în capitalul propriu, capitalul investit, acolo este. Și face mult, mult rău și continuă să facă economiei din România. La un moment dat se va trezi și Marcel Ciolacu și restul guvernului și vor vedea exact cum stau situația. Stă rău situația în România din cauza măsurilor luate de domnul Boloș, despre care nu cred că are intenții rele. După adică nu alegerea mea, dar... Nu, până atunci. După n-o alegerea, dar economia. Totuși trebuie... Nils, nu o să rezistă. Păi da, vezi, aici este problema, că n-are încotro și doar ca și idee de gândit este faptul că dacă Biden a trebuit să retragă și dacă Partidul Democrat în Statele Unite este în momentul de față în corz și Donald Trump e în creștere, cel mai important motiv este tocmai starea economiei din Statele Unite și ceea ce simte omul în buzunar. S-ar putea ca asta să fie ceva ceea ce va plăti atât PNL-ul cât și PSD-ul în alegerile care urmează la iarnă. Breaking news. Acest val de căldură, această cupolă de foc care a stat atât de mult asupra României a pus la grea încercare sistemul energetic și a scos la iveală slăbiciunile acestui sistem și cât de aproape suntem de fapt de un blackout. Colega mea Bianca Chivu se află în centrul de comandă pentru capitală a ceea ce înseamnă distribuția de energie electrică. Bun găsit, Bianca, ce ai descoperit acolo? Bun găsit, ne aflăm la dispeceratul Elcen, unde vom vedea împreună ceea ce se produce în momentul de față în București, pentru că avem aici harta capitalei cu CET-urile din București. În momentul de față, CET Progresul și CET Vest nu funcționează, sunt închise, de asemenea se fac anumite reparații în aceste CET-uri și funcționăm, iată, vedem cu apă caldă și megawați la CET Sud. Aceasta este valoarea de megawați produsă în momentul de față la CET Sud și iată 93 de gigacalorii. În
același timp, atenție, se lucrează, pentru că în curând va porni și CED Grozăvești pe megawați. Se produc 59 de gigacalorii în momentul de față la CED Grozăvești și, așa cum vă spuneam, se lucrează la pornirea CED-ului Grozăvești pentru a produce și megawați. Vedem, iată, în capitală s-au luat aceste măsuri, aceste decizii, cele două CED-uri, Progresul și CED Vest, au parte, iată, de reparații. Între timp, autoritățile au grijă de a menține această situație în așa fel încât să nu se ajungă în blackout. De altfel, inclusiv directorul Elcen spunea că posibilitatea de a ajunge în blackout este destul de mică în contextul în care, iată, se lucrează la foc continuu aici la Elcen pentru a menține situația sub control. Da, mulțumesc foarte mult, Bianca. Problema este că atunci când ești la limită, chiar dacă nu ajungi la blackout, este suficient o eroare de doar câțiva megawatts pentru a putea să ajungi în acel blackout. E suficient să ai un dorel, cum s-a întâmplat, ține minte, cu Microsoft. Domnule ministru, ați fost ministru economiei, economia se bazează până la urmă totul pe electricitate și au nevoie de această energie electrică. Astăzi, România a importat 30% din energia electrică pe care o folosește în ziua de azi. 30% astăzi, cea mai mare cotă. Și am ajuns cu megawattul la 850 de euro pe megawattoră. Este absolut enorm și este modul clar în care se distruge economia. Da, în primul rând, ăsta este și un element extrem de important în care afectează bugetul de stat, pentru că o parte din această energie la prețuri așa de mari este compensată, tocmai pentru a proteja populația și a proteja aceste companii. Vom și continua de altfel cu această indexare și după 1 aprilie, dacă un alt, 1 aprilie 2025, cu un alt sistem. Dar este ceea ce am cules. Pentru că atunci când ne-am asumat că vom veni cu capacități alternative de energie regenerabilă și am închis, fără să avem o perioadă de tranziție, am închis acele centrale pe cărbune, n-am făcut altceva decât să dăm, să aruncăm la coșul de gunoi o strategie așa cum a fost ea întocmită, care se baza pe energia de bandă venită din cărbune, din gaz și din hidro. Și nuclear, bineînțeles. E, atunci când scoți acest cărbune și tu vii și spui da, vom face aceste investiții, s-au început, dar nu s-au finalizat la timp și haide să ne aducem aminte că trebuia să dăm capacitatea de la Iernut în 2020 și suntem în 2024 și n-am făcut-o, când am închis Mintia, când puteam să o ținem în conservare cu niște investiții care încep să apară acolo, dar care vor fi puse în funcțiune în 2026, avem acest deficit pe care am crezut că îl vom acoperi din importuri și nu o facem. Păi da, de ce trebuie să cred că voi acoperi, când de fapt, dacă eu, de exemplu, îmi construiesc o casă nouă, nu mă mut din casa veche până nu termin pe aia nouă. Adică, în alte cuvinte, dacă fac ceva nou, foarte bine, trebuie să facem, dar în același timp o păstrez pe aia veche până o știu pe aia nouă în funcțiune. Ar trebui să întrebați acest lucru pe cei care bădeau tobele în 2021 și spuneau că prin liberalizarea pieței energiei vom avea energie mai ieftină. Ăsta e rezultatul cu care trebuie să ne confruntăm. Acum, în apărarea lui Virgil Popescu, și apropo, am citit interviul pe care l-a dat în Financial Intelligence, domnia sa, în apărarea sa vreau să spun așa, într-adevăr liberalizarea unei piețe în mod normal scade prețul. Problema a fost că noi nu avem de fapt o piață competitivă ca să poți o liberalizezi. Adică trebuie să am foarte mulți jucători astfel încât o liberalizare într-adevăr să mă ajute pe mine consumator. Asta ar fi trebuit să rezulte dintr-o strategie energetică pe care n-am avut-o și nu avem de foarte mulți ani. Înțeleg de la ministrul Burduja, acum câteva ore m-am despărțit de el, va veni cu această strategie energetică și va fi discutată și aprobată de guvern. Dar haideți să vedem ce facem până atunci. Am reintrodus capacitatea
capacitățile în funcțiune. Este adevărat că importăm și va trebui probabil să importăm pentru o anumită perioadă de timp ca să putem să asigurăm această energie, deși riscul de blackout este, este foarte mic, aproape spre zero. De acord, dar doar avem un cost. Acel paradox în care încercăm să tăiem cheltuieli, pe de altă parte avem cheltuieli pe care ne le creăm singuri. Facem o scurtă pauză, domnule ministru. Când ne întoarcem însă, vreau să vă arăt două lucruri. Una, ce înseamnă retragerea lui Joe Biden și cine ar putea să ia locul, dar mult mai important, vreau să vă arăt două bombardiere strategice care pot duce rachete nucleare care au aterizat în România la Mihail Cogălnicianu. Nu plecați nicăieri.